Pentru că doamnele și domnișoarele din viețile noastre merită o primăvară cu adevărat magică, l-am invitat astăzi pe omul care poate aduce magia în fiecare zi, indiferent de anotimp. Iohannes este acum aici, așa că merită toate aplauzele! Salut! Bine ai venit alături de noi, magicianule! Am văzut săptămâna trecută, nu? Da. L-ați avut pe Ștefan, îl cunosc. Ștefan, da. Da, și ce să zic, în ziua de astăzi lucrurile se fac cu cardul. Eu mi-amintesc cu nostalgie cum am început cu palmarea prin magazine și chiar am vrut să fac o surpriză mamei cumpărând fără bani, dar mi-am dat seama de atunci că nu are rost. Nu funcționează, nu? Nu, nu are rost să lucrez cu rudele, pentru că mi-am pierdut locul de muncă, da. Și a trebuit să mă mut la un alt magazin. Dar astăzi, după ce am exersat, da. Nu m-am lăsat de astfel de lucruri, sunt aici cu voi să vă încânt cu, bine, voi ați exagerat, cu lucruri mărunte. Uite, da, vreau să te întreb ceva, magicieni de obicei n-au frac pe ei? Aveau. Nu mai am, în 2020 astăzi s-au schimbat multe. Da, păi și aveai buzunare ascunse, chestii care scoteai astăzi, asul din mânecă. Astăzi ne facem o operație estetică și avem buzunarele ascunse în piele. Ah, la alt nivel. Da. Te invită! Te invit aici! Perfect, oameni buni, el este prietenul nostru Iohannes, un băiat extraordinar. Ți-a plăcut de invitatul nostru de data trecută, cel care a fost și la România Ultra Talent? Da, 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 îl cunosc. E bună? Da, îl cunosc și chiar am avut diferite discuții legate de, mi-amintesc, condusul legat la ochi și alte lucruri de genul ăsta. Da, hai să-ți arăt ceva. Te rog, hai. Uite. Niște monede. Să nu creadă lumea cumva că... Stai să aducem o cameră să vedem monedele. Da. Stai că uite, vine așa, zine. Știi, să nu creadă cumva lumea că avem noi aranjat. Eu nici nu știu cum să fiu mai cinstit cât... Bine, mi este și greu. Să-i arătăm, nu știu, să arătăm o cuiva de pe aici? Ceva? Păi hai că-l chem și pe prietenul Ciucă dacă tot e aici, vrei? Ciucă, hai mă, vină încoace. Hai, ia vină încoace să vezi o magie. Poate ți se dezleagă și cununile cu ocazia asta. Cum? Am schimbat pinul de la cap, pe ăla nu mai zic. Nu-l mai zici, nu? Nu. Ia. Uite, sunt câteva monede. Da. Ține mâna așa. Fii atent. Ia medalionul și pune-l în spate că... Da, nu, să nu deranjez... La valiera. Hai, da. Că e ok. Așa, lucrând cu multă televiziune, mi-am dat seama așa. Uite, asta este englezească. Da. Și asta este americană. Asta este jumătate de dolar american. Asta este, de fapt, 50 cent. Uh-huh. Și acum, mâinile mele sunt goale și închide mâna. Uh-huh. Sunt aici, le simt. Da? Da. Ia, deschid să mai văd puțin. Ok. Și acum, dintre moneda americană și englezească, numește una acum. American. Simți moneda americană, nu? Da. Pentru că numai cu asta ai rămas. Stai ușor. Nu cred. Deschide mâna, încet. Nu mai e, mă. A plecat moneda. Iar ridicătă-mă. Nu e, mă. N-am furat nimic. Promit. Unde este moneda? Nu, n-ai cum. N-ai cum? Cum a ajuns asta? Adică ce? N-am înțeles gestul ăsta, mă rog. Credeți că e din ciocolată sau ce? Ideea este alta. Cum îi convingem pe oamenii ăștia că... Nu, mai o secundă. Nu avem cum să-i convingem. Tu ai fost prin Anglia cu cămașa asta pe tine la un moment dat? Nu. Sau în weekend acum? Nu. N-ai avut treabă prin Anglia, nu? Da. Știți că... acum cu primăvara am văzut fel de fel de vestitori ai primăverii, da. Dar eu am văzut pe unii care au început deja gratarurile. Și chiar trecând pe aici pe la voi, am văzut, sunt unii în spate. Și am luat, poți să vă arăt? Da, da. Am luat o țepușă. Te rog, ia. O țepușă. Bine, stai că e și fiind ascuțită. Da. Numai că o să mă ridic în picioare să... Dacă vreți să mergem în pacea. Da, și le-am mai merg și eu sau? Și le-am luat... Îl luăși pe Ciucă? Vrei să bagi țepușa în cineva? E... Nu, n-are rost. Uite, asta este o... O glumă proastă pe care o făceam și aveam succes la... Fii atent! Dar puțin. E voie la ora asta?
Dacă nu-i cu e sânge... E magie! Ah, Cătălin! Să nu faceți acasă da. Așa ceva! Nu, poți să faci, că e o glumă, de nu e pe bune. A fost o glumă, nu e chiar așa. Dar nu, hai să-ți arăt o chestie care nu e glumă. Fii atent. Cred că ar fi bine să vină și Ciucă. Vino Ciucă, îmi place. Dacă am nevoie de șosete, nu vin, că n-am. Nu pot să... Bă, ești nebun. Ai ieșit pe acolo? Bă... Ai ieșit prin talpă. Mie să nu faci asta, că Adidas și mei sunt noi. Eu am gaură formată din de atâta timp. Dacă vrei să controlezi de mai picior aici, e al tău. Da. Pierdem timpul. Hai să vă mai arăt altceva. Da, dar nu cu Adidas, ci mai că nu. Nu, nu, hai că nu asta. Sunt noi, dar abia am luat. Cum a făcut bun. Asta? Și acum. Uite. Astea sunt, astea sunt cărțile. Ține, ține 5, așa. Așa. Și, și da, și rămâi exact așa, încet. Exact așa. Eu iau jokerul ăsta, da. Vedeți, da? Stai, zi. Da. Cătălin. Da, da, uite, uit. Eu iau jokerul ăsta, îl pun aici. Deci, 5. Da. Și Joker. Și Joker. Da. Două cărți. Două cărți, corect, nu? Da. Joker bun. Și 5. Așa, bun. Și acum. Bine, da? Da. Asta este o chestie pe care încep să o ai de la bătrânețe. Uite. Îți rămâne mâine. Da, da, sunt terminat, nu mai pot. Fii atent. Tu ce ai, ce ai în mână? Mi-a luat cartea. Că ce ai în mână nu-i minciună, dar... Nu am făcut în secretă. Bun. Mă bufnește rusul. Sau că am ținut tare. Mă bufnește rusul pentru că eu știu cum să faci, știi, de aia. Păi da, și vă văd pe voi mirați. Da. Mamă, deci în fața noastră e... Da. Ai ținut bine? Sunt unii da. Care fac și lucrurile în spate. Astea sunt cărți. Gândește-te, să ai una singură în minte, așa. Da. Care vrei. Am. Nu pe aia cu care am discutat-o? Nu. N-am discutat nimic. Nu, n-am discutat nimic. Chiar n-am discutat nimic. Da. Deci încoate, da? Ai da, cartea o am. Bun. Ai cartea în cap? Da. Fii atent. Hai ca să... Poți să notezi pe ceva, da? Nu, nu, nu nota da. Nimic. Ok. Țin minte. Eu a, țin așa. Minte. Și acum. Cred că îmi vine mai bine așa să... Uite. Am desenat... un cer. O un cer. Gaură. Da. Dar bine, e... A, așa. Și acum, și acum fii atent. Și acum fii atent. Ce-ar fi să se ducă exact pe cartea ta? N-are cum niciodată. Da, știu. Astea sunt... trebuie să... dar la ce carte te-ai gândit? Că eu n-am de unde să știu. Era un 3 de... un 3, dar nu mai știu dacă era de treflă sau... Și trebuie cum ai uitat? Era un 3. Cred că asta era. Păi, ești sigur? Da, cred că da. 3 de inimă neagră? Da. 3 de inimă neagră. Uite, vezi, vedeți, nu? Nu știu... Am ținut minte doar cifra. Dar ar fi bine să vedeți aici. Vezi că 3-ul ăsta are... gaura aia neagră. Bai, mai las. Că ea este chiar gaură. Știi, asta e treaba. Știi că v-am spus că am desenat o gaură. Mamă. Când ai imaginație bogată, câteodată desenând găuri, poți să... Să-ți și apară. Le faci, da. Incredibil. Da. Ție nu trebuie burghiu, mașină de găurit când ai uite, ceva, ți-a dat găuri cu carioca. Uite, cum facem să fie cei de acasă convinși da. Că acum, dacă vă rog să vă gândiți la o carte de joc, da. Nu la o carte de citit, că ăla sunt mai multe, 52 îți vine mai ușor să ghicești. Da. Cum facem să-i convingem pe cei de acasă că acea carte este chiar gândită păi acum? Poți să o scrii undeva? Nu, dar nu, nu e convins. Nu știu... Da. Voi aveți cărțile voastre de joc aici? Aveam un set mari. De cărți mai mari. Alea mari, da. Da. Am, chiar am niște cărți mai mari. Set serios. Mai mari? Da, păi sunt mai mari că am așa, bun. O rubrică pe îmbrăcate și pe
Astea jucăm cărți pe îmbrăcate. Astea sunt ale voastre, da? Da, da. Sunt cărți noastre, jucăm pe îmbrăcate. Sunt diferite, nu? Da. Putem să vedem așa? Da. Uite, stai. Ăsta e un pachet normal de cărți, jucăm noi cărți pe... Da, se vede că e normal. Da, jucăm noi cărți pe îmbrăcate, avem uite, o rubrică video. Luați de aici, când sunt cărțile cu fața în jos, da. Luați-o... O carte absolut. Ce carte vreți? La întâmplare? Da. Și eu și el? Ar fi bine la întâmplare. Fiecare? Nu, nu, una, una singură. A, una singură, una singură. Asta mă lași pe noi? Da. Da, asta, gata. O le arăt celor de acasă? Da. Sunteți siguri că vreți să rămână asta? Da. Da? Păi sigur, da? Da. Pachetul ăsta a fost tot timpul aici pe masă. Da. Mă, nu vreți să o schimbați? Nu o schimbăm. Nu, nu o schimbăm. Păcat că ar fi fost bine. Bun. Ce... Despre ce carte de joc? Deci astea sunt cărțile noastre, jucăm vinerea, pe care sunt îmbrăcate. Puteți să luați alta. Nu, nu, asta, am luat-o, da, mai schimbăm. Ce carte este? Zic acum? Da, oricum, eu damă am văzut-o de... în monitor, dar nu mai contează. Bine, Damă de inimă neagră. Da, Damă de inimă neagră. Uite, vrei să rămână Damă de inimă neagră? Da, da. Treaba voastră. Schimbăm? Adică, nu, nu, las-o, nu, damă nu de inimă chiar acum ar fi bine că... uite, deci Damă de inimă neagră. Da. Fii atent. Am aici... cărțile astea. Așa. Da. Ce să zic acum? Mamă, dacă mi-ar și mie așa când joc cărți pe îmbrăcate, tot vezi așa. Că... Astea-s cărțile. Ce legătură ar avea cu cartea voastră aleasă n-ai la întâmplare? Niciodată. Fii atent. N-ai cum. Ai ales. Nu cred așa ceva. Damă. Du-te. De că, na, e în limba română și trebuie și deu să fie pe ceva. Du-te. Inimă neagră. Ales cărțile noastre, mă, zici. Păi asta mă uitam să nu fie doar damă. Eu acum vă spun, chestiile astea se fac foarte simplu atunci când aranjezi cu oamenii tăi. Bine. Nu, chiar nu am aranjat nimic. Da. Și asta este și bine, să minți. Bravo. Deci, bravo, Iohannes. Oameni buni, căutați-l pe Iohannes pe Instagram și pe Facebook. Cum ești pe Instagram și pe Facebook? Iohannes iluzionist. Pentru că mai este și Iohannes președinte. De treaba țara. Da. Căutați-l și dați-i follow, oameni buni. Președintele magiei. Da. A? Bun. Da, e, nu știu. Mamă, foarte tare asta. Da. Chiar bun de tot, bun de tot, bun de tot.